Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara din nou și bun găsit. De această dată, la săptămâna comentată în 30 de minute, îl salutăm și pe invitatul nostru, domnul Șomoi Otila. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mult pe lista de subiecte și avem ceva subiecte și locale și naționale și începem cu cele locale. Mâine, 19 iunie, în filiala USR Plus Baia Mare au loc alegeri, având ca scop și desemnarea noului președinte al organizației. Pe fondul tensiunilor și contestărilor existente în ultima perioadă, în ce măsură există posibilitatea, în opinia dumneavoastră, impunerea unui om de la centru prin filiala județeană și cine candidează pentru poziția de lider? Citeam pe social media și nu numai, urmăream și aparițiile publice sau emisiunile în care se discută despre această minune numită USR, acum denumită și USR Plus, și constat că cei mai mulți cetățeni sunt dezamăgiți de prestația pe care au politicienii, respectiv liderii din USR Plus. Între a face activități civice în stradă, între a critica și a contesta pe social media anumite activități administrative și a ajunge la guvernare efectiv, moment în care trebuie să iei decizii, să faci să funcționeze un mecanism, este o mare diferență. Venit oarecum din neant, acest partid fără o experiență politică sau administrativă, cu oameni cei mai mulți, vă spuneam și repet din nou, aduși din zona IT, ONG, societatea civilă și așa mai departe, se confruntă cu mari probleme în a face ceea ce trebuie, adică să administreze, să gospodărească acolo unde a ajuns primar sau viceprimar. O dovadă a faptului că USR-ul nu era pregătit să ajungă în poziții de mare leadership este cazul Capitalei, unde Nicușor Dan este în acest moment dezavuat și se consideră că este mai slab decât Gabriela Firea, care a fost o primăriță slabă. Pentru că între a face tot felul de stand-up comedy-uri sau videoclipuri cu tentă serioasă la ieșirea din București pe centură sau printre camioanele care ridicau praf și a fi la butoanele primăriei, eu nu consider decât altceva, vechea moștenire sau grea moștenire rămasă de la primar anterior, lipsa de bani și așa mai departe. Nu există o strategie pentru București, nu există un program. Revenind la ceea ce spunea noastră, filiala maramureșană nu este nici ascutită de activități sau elemente contundente în interior. Se știe că există în filială două grupări la Baia Mare. Există, de fapt, și la filiala județeană. Există gruparea care este reprezentată de Dan Ivan, senatorul Dan Ivan și actualul prefect Emanuel Duruș, și este cealaltă grupare a contestatarilor, a rebelilor, care este asumată de către Bogdan Hodorogea. La USR Plus știți foarte bine că sistemul de votare se face prin pe sistem electronic până la ora 20, votează toți membrii de partid și așa mai departe. Există un soft, există niște mecanisme de control, există și doi candidați. Unul dintre ei și-a anunțat intenția public de a candida și este vorba despre actualul deputat Brian Cristian, care este susținut de facțiunea Ivan Duruș pentru funcția de președinte al USR Plus Baia Mare. Deși știam că are foarte mulți susținători și în tabăra de și, care ziceți. Și există tabăra cealaltă lui Hodorogea, care îl propun și susțin de fapt pe domnul Andrei Nogi, actualul vicepreședinte al USR Plus Baia Mare, manager de proiecte, absolvent al Centrului Universitar Nord, un om care nu a avut o vizibilitate foarte mare, dar care este pus acum în situația de a lupta, de a aspira pentru o asemenea demnitate. Înainte de a veni la misiune, m-am documentat un pic și am intrat pe pagina social media al USR Plus Baia Mare și vreau să vă spun că este deplorabilă. Nu văd niciun fel de postări, n-am văzut niciun fel de mesaje, doar preluări de pe televiziunile naționale sau de pe contul USR Plus Național, cu ce a spus ministrul sănătății, ce a spus ministrul educației, ce a spus președintele Barna și așa mai departe. Nu știu care este viața de organizație a USR Plus Baia Mare, dar cu siguranță că trebuie realizate niște schimbări. Dacă mă întrebați pe mine cine ar trebui să fie președinte, eu aș opta pentru Brian Cristian. De ce? Dar, gândind, pentru că are o altfel de aliură, de carismă și chiar dacă este foarte tânăr, a intrat foarte ușor în mecanismul ăsta politic. Dar, pe de altă parte, nu agrez deloc ideea ca președintele unei organizații ca și Baia Mare să fie un deputat. Adică un om care de duminică până joi sau uneori și vineri este la București
și este implicat în viața de organizație doar în weekend. O viață de partid trebuie condusă. Trebuie să fii prezent între oameni. Trebuie să fii prezent la acțiunile și evenimentele din municipiu. Trebuie să participi la ședințe Consiliului Local ca să monitorizezi ce-ți fac acolo consilierii. Nu se poate conduce un partid prin delegație de sarcini. Am înțeles. Așteptate cu nerăbdare atât de Băimărean cât și de Cătălin Cherecheș, pronunțarea sentinței privind cazul de luare de mită și al primarului în funcție a fost din nou amânată de instanța clujană și aș vrea să ne explicați de ce această nouă amânare și ce spun juriștii legat de un caz în care a fost săvârșit flagrantul, dar nu este o sentință după 5 ani. Vorbeam cu un distins invitat dintr-o emisiune anterioară și vorbeam și cu alți juriști care au experiență în zona penală și spunea că un caz de flagrant sau cazul de flagrant este practic cel mai ușor și rapid de instrumentat de la săvârșirea flagrantului, trecând prin etape de cercetare penală, inculpare respectiv judecată, n-ar trebui să treacă mai mult în sistemul de justiție românesc decât 6 luni. Procesul este din 2016. Au trecut deja 5 ani. Și atunci se pune întrebarea firească. Există interese care ocultează sau care încearcă să frâneze sau frânează efectiv procedurile juridice astfel încât să apară amânări după amânări? Sau nu a fost acel flagrant suficient de clar? Știți foarte bine că au fost zeci de audieri, au fost sute de probe administrate, au fost reluate aceste audieri. În mod firesc, dacă flagrantul nu respecta regulile și nu întrunea condițiile, n-ar fi trebuit dosarul să iasă de la cercetarea penală. Dar odată ce ești inculpat într-un proces pentru flagrant de luare de mită și trec 5 ani de la începerea procesului, înseamnă că avem o problemă, iar problema asta o reprezintă instanțele din România. Întrucât recent s-a introdus și obligativitatea motivării sentinței la momentul pronunțării ei, eu pot să accept ideea că judecătorii sunt unii dintre ei supra-solicitați. Judecătorii din România, instanțele au zeci, poate chiar sute de dosare pe rol. Dar nici nu mi se pare corect practica care încă nu este clar reglementată, de ce un judecător care urmează să se pensioneze sau care se retrage în pensie de boală, îi mai dai cazul cu câteva luni înainte și în loc să îl obligi sau să-l motivezi de fapt, să-și instrumenteze și să ducă la bun sfârșit cazurile pe care le are. Pentru că în momentul în care un judecător, și avem un asemenea dosar cu domnul Cherecheș, știți foarte bine, în momentul în care un judecător se retrage pe motive de boală, de incapacitate, de pensionare, următorul judecător sau complet caprear preia toate procedurile de la început. Problema trebuie tranjată. Nu știu dacă ea se va realiza în 19 iulie. Eu când am văzut că ieri la ora 9 nu se pronunță, am știut că va fi o amânare. Mi-am dat seama că nu există deocamdată o sentință care să poată fi pronunțată. Că va fi 19 iulie? Nu știu. Amânări peste amânări nu dau bine pentru imaginea justiției. Pe de o parte clamăm că justiția trebuie lăsată să fie independentă, judecătorii să-și facă treaba. Pe de altă parte, justiția procedează prin asemenea măsuri legale de altfel de amânare, generând o incertitudine. Nu este bine. Omul ăla ori este vinovat, ori nu este vinovat. Sunt țări în care oamenii din funcții publice, în momentul în care sunt inculpați, atenție, inculparea înseamnă că te trimite într-o instanță, nu cercetat de către parchet, este automat suspendat din funcție. Și nu mai există acea stare de așteptare, de stres a omului în funcție, care are deasupra lui un rosar de a lui Damocles. Nu știe dacă va fi sau nu condamnat. Așa ar fi corect. Ești suspendat în momentul când ești trimis în instanță. Dacă în instanță se zice că ești nevinovat, ești repus în funcție, ți se plătesc toate drepturile anterioare și imaginea ta este reciclată și curățată complet, dar să fii într-o poziție de demnitate publică și în același timp să ai 4, 5, 6 dosare în instanță, mie mi se pare că nu este corect și nu așa ar trebui să funcționeze democrația României. O altă știre care trebuie comentată, confruntată cu o rată mare a abandonului școlar din cauza sărăciei și a condițiilor de organizare a învățământului, guvernul a decis să compenseze anularea gratuității navetei școlare, adoptând ca soluție varianta de contării costurilor aferente. Dacă părinții nu au bani să plătească naveta și copiii rămân acasă, despre ce decontare este vorba și care este poziția asociațiilor elevilor din Maramureș? Știm că au protestat.
Da, uitați care este situația. Mă uitam la bugetul din 2019 pentru alocat Ministerul Educației pentru naveta elevilor, a fost undeva la 80 de milioane de lei, iar pe 2021 Ministerul a bugetat cu 100 de milioane de lei fondul pentru decontarea navetei pentru 130.000 de beneficiari estimați pe parcursul a 34 de săptămâni cât durează anul școlar. Dar nu s-a spus foarte bine acolo. Avem o rată mare de renunțare, în special cei din mediul rural și din mai multe motive. Forța de muncă validă, activă, este plecată din România. Sunt 4 milioane de oameni care nu poți înlocui întotdeauna cu mașini sau cu tehnologii moderne. Muncile câmpului trebuie să le facă cineva. Și atunci ne întoarcem în zona capitalismului pretimpuriu sau capitalism modern pretimpuriu. E adevărat că mai sunt tractoare și utilaje, dar mai există în România gospodării țărănești sărace unde oamenii ară tot cu boi respectiv cu cai. Trebuie făcute lucrări manuale, pentru că nu toți au aparatele și mașinile necesare ca să facă prășire mecanică și așa mai departe, și atunci trebuie făcute manual. Oamenii mai au și animale și pentru că nu au forță de muncă în familie, ce fac? Își opresc copiii la muncile câmpului, la îngrijit animalele, la treburile gospodărești. În momentul în care acelui copil îi spune părintele că dacă vrem să punem o pâine pe masă, nu te mai duci la școală, ci stai și muncești, acelui tânăr i s-a frânt viitorul. El face eventual 6, 7, 8 clase, se trezește la 14 ani, că are 8 clase făcute într-o școală cu o calitate de predare și cu de învățământ discutabilă și rămâne în continuare muncitor agricol. Un om care poate să trăiască din sudoarea frunții și din munca palmelor sale. Și vă întreb, dacă își poate permite o națiune europeană care are și aspirații de stat cu drepturi egale cu alte națiuni și care vrea să se dezvolte, să progreseze, să accepte blocarea accesul la educație pe niște asemenea motive puerile. Bun, dar de ce a trebuit să se ajungă aici? Deci, ascultați-vă, doamna, și se risipesc bani unde nu trebuie. Eu aș opri proiectul Lapte și Corn. Proiectul Lapte și Corn a trebuit să aibă ca destinație expresă doar copiii din familiile defavorizate, din categoriile vulnerabile. Nu să aruncăm sute de milioane de lei pe tot felul de achiziții de genul acesta care sunt populiste. Politicianiste. Și multe produse ajung tocmai la gunoi. Ajung la gunoi pentru că unii vin din familii care... Plus că nu sunt de calitate. Așa. Și atunci aș plăti burse copiilor din mediul rural și le-aș plăti gratuit, adică le-aș asigura gratuitatea navetei. Pentru că dacă acel om care are și probleme, are 4-5 copii, nu are nici inventar agricol și trebuie să și producă din ce să trăiască familia, mai trebuie să și să gândească la copil că nu e numai problema navetei, că în momentul de față... S-au dat etichete pentru anumite produse. În momentul de față, știți cum s-au gândit ei? Trimitem banii inspectoratului. Nu trebuie să plătească părintele care n-are de unde și noi îi decontăm părintelui. Nu! Centralizăm și inspectoratul școlar face liste și tabele și spune din remetea chiarului sunt 38 de copii care fac naveta la Baia Mare, la liceu. Pentru cei 38, inspectoratul școlar și cu evident cu instituții de învățământ avansează suma respectivă către operatorii de transport interjudețeni sau din afara județului. Adică în afara județului respectiv în județ. Copilul vine la școală, evident că trebuie monitorizat dacă el a fost la școală, dacă chiar face naveta sau nu, dar se rupe acel lanț prin care părintele plătea și pe statul de înapoi, că știm că statul plătește greu, târziu și unor incomplet. Deci această gratuitate trebuie asigurată. Pe de altă parte, trebuie un sistem de mobilitate al elevilor. Dar soluția cea mai bună a fost cea care am trăit-o și eu în vremea comunismului, când liceele aveau internate școlare, doamna Schwab. Și cei care erau la o distanță mai mare de 15-20 de kilometri, adică o navetă rezonabilă de o jumătate de oră, stăteau în cămine și aveau cantine școlare și săli de sport, dar în momentul în care toate acestea s-au distrus și patrimoniile au fost spulberate, ne trezim că nu avem cu ce să plătim oamenii, copiii, ca să vină la școală. Și atunci ne facem că le decontăm transportul și aici e o întreagă problemă cu licitația, cu firme, cu condiții, cu alte și alte probleme, dar ne trezim într-un final că suntem iarăși codași Europei. Da.
Trecem la subiecte naționale, fiindcă timpul zboară. Camera Deputaților și Senatul au adoptat miercuri în plenul reunit proiectul de hotărâre privind revocarea Renatei Weber din funcția de avocat al poporului. Care sunt motivele revocării și dacă se știe viitoarea propunere privind persoana care va ocupa această funcție? Nu știu, mie mi se pare că e un pic mult. Adevărul e că doamna Weber a fost mult mai activ decât Victor Ciorbea. Victor Ciorbea era un cadavru politic, resuscitat pe niște obligații mai vechi și pus într-o demnitate publică care trebuie să fie a unui om activ, a unui om implicat. Pentru că avocatul poporului înseamnă altceva decât a făcut Victor Ciorbea și chiar altceva decât a făcut Madame Weber. Doamna Weber a fost asimilată de actuala guvernare, arcul la putere, cu PSD-ul. Că ar fi fost fan PSD, că ar fi fost pro-PSD și așa mai departe. Dar adevăratele motive pentru care dânsa a fost revocată, pentru că nu poți face revocarea așa pur și simplu, că așa vrea senatorii și deputații, țin de condițiile prevăzute de lege. Așa. Ea a fost numită în 2019. Conform legii de organizare, mandatul ei încetează în caz de, înainte de termen, în caz de demisie, revocare, incompatibilitate și alte câteva condiții extrem de clar deces definite. Motivul folosit acum de către comisiile juridice a celor două camere se referă la faptul că cele trei rapoarte anuale ale avocatului poporului au fost respinse ca fiind necorespunzătoare și neconforme, una dintre criteriile pentru care s-a solicitat plenului reunit revocarea doamnei Weber din funcția de avocat al poporului. Pe de altă parte, PSD a anunțat că va ataca această revocare la Curtea Constituțională. Doamna Weber și-a spus punctul de vedere și consideră că este o victimă a faptului că în perioada pandemică maximă din 2020 ea s-a opus anumitor măsuri luate de guvern și a devenit în acest sens dezagreabilă. Un lucru este cert, 247 de voturi au fost pentru, 32 contra, și un parlamentar a refuzat să voteze. Conform jocului politic, viitorul avocat al poporului va fi numit de către UDMR. Există și un candidat, numele lui este Fabian Iulo, lector la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, absolvent la Babeș-Bolyai a Facultății de Drept, fost procuror la parchetul Curții de Apel Cluj. În situația în care Curtea Constituțională la sesizarea PSD nu va considera că revocarea a fost neconstituțională, cu siguranță că vom trăi și experiența unui avocat al poporului provenind dintr-o minoritate națională. Liderii partidelor din coaliția de guvernare nu au reușit să se pună de acord privind legea care prevede introducerea educației sexuale în școli, noul act legislativ repus discuțiilor termenul de educație sexuală fiind înlocuit cu educație sanitară, iar participarea elevilor la orele de educație sexuală este condiționată de acordul scris al părinților. De ce nu se dorește educație sexuală în școli? Vă întreb pentru că în lumea civilizată se pune un accent deosebit pe informarea și educarea tinerilor și chiar și în Maramureș avem foarte multe mămici, mult prea tinere. Nu, să chiar doresc să discutăm subiectul ăsta. Da. Bun, haideți să discutăm atunci. Dar să plecăm de la cauzele care, în opinia mea, ar trebui să genereze obligativitatea educației sexuale, chiar dacă îi spui sanitare sau de sănătate în școli. În primul rând, avem a doua cea mai ridicată rată de sarcini la adolescențe din Uniunea Europeană. A doua. 5 din 10 femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani nu folosesc nici o metodă de contracepție, iar 51% foloseau și doar 50% foloseau metodele moderne de contracepție. Media de vârstă la care femeile din România nasc primul copil este a doua cea mai mică din Europa. Numărul de persoanelor infectate cu HIV a crescut, s-a dublat în ultimii 10 ani, datorită promiscuității și lipsei de educație. Și avem cea mai ridicată rată de avort din Europa, undeva la 490 de avorturi la 1000 de nașteri, de două ori peste nivelul mediei din Uniunea Europeană. Acestea sunt niște cauze, în opinia mea, sau de fapt sunt niște efecte, dacă ne raportăm la dezbaterea privind a se introduce sau nu educația sexuală.
Știți foarte bine că Parlamentul a aprobat acea lege privind educația sanitară. În noiembrie 2020, președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea în Parlament. Parlamentul l-a votat, l-a trimis înapoi. Președintele a atacat la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a constatat că legea nu este neconstituțională. Respectiv, educație sanitară se va face în România doar cu acordul scris al părinților. E bine, întrucât președintele a mărit și n-a fost de acord nici cu acest mod, Parlamentul mai discute pe această lege și, de exemplu, ar fi poate curios să vedem care este părerea liderilor politici. Dan Barna nu vrea să renunțe la varianta introducerii educației sexuale în școli, în timp ce Ludovic Orban vrea amânarea lui, considerând că este un subiect dificil și gingaș în acest an electoral politic pentru partide. În timp ce Kelemen Hunor spune că el e de acord cu educația sexuală, e de discutat ce se va preda acolo, dar nu știe cum își va putea convinge colegii să fie de acord. Potrivit unor surse pe care le-am constatat în mai multe organe de presă, ar fi fost invocat în discuțiile arcului de guvernare argumentul că ar fi o lege pro-gay. Momentan, legea este blocată în Senat, adică ei au interpretat că în acea educație sexuală s-ar încerca transferul unor valori europene către adolescenții noștri, ca să înțeleagă că și homosexualii și și celelalte, adică persoanele care au alte orientări sexuale, sunt oameni, sunt persoane cu drepturile pe care le are orice ființă umană. Ar mai fi de interesat să vedem poziția Bisericii Ortodoxe Române, care în această speță are oarecare rol de bau-bau, în special pentru cei de la putere, pentru că în România, deși suntem un stat laic, iar Biserica Ortodoxă Română este probabil cel mai mare ONG din România, patriarhul are salariul egal cu cel al premierului și are influență totuși biserica, foarte bine cuantificabilă, nu doar în cadrul alegerilor, ci și în alte evenimente. Ei bine, biserica se opune vehement obligativității ori de educație sexuală în școli, susținând că trebuie să aibă un caracter opțional. Și citesc din ce spune Patriarhia: considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. Presupun că educația pe care o dă Biserica Ortodoxă, exemple numeroase de preoți pedofili și preoți homosexuali, reprezintă valori perene mult mai importante și mai consistente decât valorile europene. Oricum, de educație sexuală este nevoie în școli și vedem ce... Dați-mi voie să vă mai dau câteva exemple în Europa, cum se face. În unele țări din Europa, ea este obligatorie. În alte țări este facultativă. Și haideți să vă dau câteva exemple, pentru că ne raportăm mereu la Europa Occidentală, cei din vest, adică cei care îi considerăm cei mai dezvoltați. În Austria și Danemarca, educația sexuală este obligatorie în școli încă din 1970, din clasa a 5-a. Elveția a introdus obligativitatea în 2013. În Germania este obligatorie, părinții neavând dreptul de a interveni, adică de a-și retrage. Au fost discuții cu comunitățile musulmane și de alte religii, dar statul german a spus nu, trebuie. În Finlanda, educația sexuală a devenit obligatorie în 2001, și începe de la 13 ani, clasele a 7-a. În Belgia s-a introdus educația sexuală obligatorie când a apărut acea mare explozie a HIV și se predau noțiuni de educație sexuală încă din grădiniță. În Franța se predă oficial educație sexuală din 1985. Noi în România încă suntem pe o concepție și o mentalitate medievală în care Biserica Ortodoxă ne spune nouă, cetățenilor României, că mutilăm copiii noștri dacă le explicăm că în lume există și oameni cu alte orientări sexuale și că toți avem același drept, nu doar în fața legii, ci și în fața lui Dumnezeu. Într-o scurtă propoziție sau două, să spuneți cum este cu coronavirusul, după care știrile internaționale, vă rog. Da, situația la nivel național este în scădere, nivelul de vaccinare este în scădere, și am sentimentul meu că efortul autorităților cu aceste maratoane, cu aceste puncte, cu punctele mobile, cu strategia
consider corect conduse de colonelul dr. Gheorghiță, nu are efect. Și mă gândesc la ceea ce se întâmplă acum în Franța, dar mai ales în Marea Britanie, care a avut în ultimii ani în ultimele zile niște rezultate dezastruoase, respectiv au intrat în faza a patra pandemiei și sentimentul meu este că la noi s-au deschis toate porțile, toate ușile, nu ne mai vaccinăm pentru că nu ne mai îmbolnăvim și să nu cumva să trăim în toamnă în marasm. Vorbeam despre Marea Britanie. Autoritățile sanitare din Marea Britanie au înregistrat ieri 11.007 cazuri de contaminare în 24 de ore pe fondul unei creșteri a cazurilor de infectare cu varianta Delta, cea care este considerată și cea mai periculoasă, inițial detectată în India. O altă știre spune că procurorii au ceruit o pedeapsă cu un an închisoare, din care 6 luni cu executare, pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, acuzat și dovedit în instanță pentru faptul că ar fi făcut excese în cheltuieli în campania prezidențială din 2012, pierdută de fapt. Liderul nord-corean Kim Jong-un a afirmat că țara sa ar trebui să se pregătească atât pentru dialog, cât și pentru o confruntare cu Statele Unite sub conducerea actualului președinte Joe Biden. Iar Joe Biden, după întâlnirea G7 și întâlnirea cu Vladimir Putin, spune că și-a atins obiectivul, transmitând un mesaj liderului de la Kremlin, în timp ce Putin a spus că Biden este un profesionist cu care trebuie proceda cu mare prudență. Și ultima știre, care probabil este și cea mai importantă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce și-a scos certificatul verde ca să dovedească că s-a vaccinat, și-a început turneul în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, scopul acestei vizite a ei fiind acela de a purta discuții cu fiecare guvern în parte despre planul de redresare Next Generation Europa Unită, respectiv acel plan de național de reziliență și relansare al României. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Cu dumneavoastră ne întâlnim vinerea viitoare, luni fiind liber. Noi ne întâlnim marți. Mulțumim pentru atenție. O seară bună să aveți!